Bună ziua, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați revenit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei 16 octombrie pentru Zodia Balanță. Haideți să vedem Zodia Balanță. Veți avea multe sfide astăzi. Aveți grijă la niște persoane în jurul dumneavoastră care nu vor fi tocmai oneste în ce vă privește. Văd foarte multă vorbăraie, să spunem așa, foarte multe vorbe, foarte văd discuții. Cred că este important ca tu să iei o altă direcție, să schimbi direcția, pentru că alegerile care le-ai făcut nu sunt tocmai bune. Sper să ai mintea deschisă să înțelegi lucrul ăsta, dar vei vedea că vei avea obstacole în ce privesc anumite persoane. Important e că tu vei evita aceste persoane negative care îți vor consuma energia, să spunem așa. Și îți va duce dramă în viața ta, o dramă care nu este binevenită. Deci, dar oricum tu vei fi deasupra tuturor și vei reuși ca să înfrunți aceste sfide și aceste provocări. Important că să mergi așa înainte, adică să ai încredere în tine, să nu te lași coborâ la compromisuri, să nu cobori la compromisuri, ai încredere în tine, da? Pentru că îngerii îți vor fi aproape și îți vor da forța necesară ca tu să treci peste aceste probleme. Deci, să spunem că astăzi trebuie să eviți persoanele negative care sunt în jurul tău și să e momentul ca tu să îți reiei forța în mâinile tale. E momentul ca tu să te faci respectat, ca tu să te faci auzit, da? Haideți să vedem și cărțile lunii ce vor să vă transmită. Că a venit momentul ca tu să te joci mai mult cu copiii, să te ocupi cu copiii astăzi, ori cu copilul tău interior, să vorbești cu el, să fii alături de el, să ai grijă de copilul tău interior, pentru că fiecare dintre noi avem un copil interior al nostru, care este mai sensibil și trebuie uneori să avem grijă de el, sau te vei ocupa de copii astăzi. Zodia Balanță, vei sta cu copii, te vei juca cu copii, îți vor face ziua mai frumoasă în ce privesc copiii. Haideți să vedem și îngerul custode pentru Zodia Balanță. Spune că e momentul ca tu să construiești ceea ce dorești, da? Dacă dorești ceva anume, cere și ți se va da. Cere ceea ce tu dorești, ce inima ta dorește, da? De aia spuneam, e momentul ca tu să-ți reiei puterile înapoi, ca tu să te faci respectat, auzit, să fii puternic și determinat, să mergi înainte pe strada ta, să nu te lași obstacolat de alte persoane și alte evenimente negative. Da? Îndepărtează-te de aceste persoane negative astăzi. Și ocupă-te de copilul tău interior sau copiii în jurul tău, că îți vor aduce clipe frumoase, clipe de iubire, clipe pure și sincere. Și restul, persoanele, dați-le la o parte și ocupați-vă de acești copii, de acești copii sau de copilul dumneavoastră, că va fi mai bine și mai frumos. Acestea au fost spuse, eu vă doresc o duminică cât mai plăcută și ne vedem mâine. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Numai bine, la revedere!